Bun găsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm în această seară despre Filarmonica Brașov, pentru că începe stagiunea cu numărul 140. Și am alături în această seară pe domnul dirijor Daisuke Soga și doamna Alexandra Grancea, PR-ul Filarmonicii Brașov. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara și bine v-am găsit. Iată că vă pregătiți pentru o nouă stagiune. Doamna Grancea, vorbim de stagiunea cu numărul 140. Da, așa este. Vorbim despre o stagiune jubiliară, o stagiune care marchează continuitatea promovării valorilor culturale ale Brașovului. Filarmonica Brașov, în acest sens, este o carte de vizită, dacă vreți, care stă mărturie de sute de ani, nu putem spune, 140 de ani, deja e centenară. Una dintre cele mai vechi filarmonici din țară. Cum vi se pare istoria Filarmonicii Brașov, domnule dirijor? Arhive filarmonicii să găsesc niște nume cel mai mari printre mondiale, inclusiv niște dirijori mai mari printre lumii care inclusiv, de exemplu Wilhelm Kempf a fost mare pianist. Înainte de război a fost așa de bogat și după război a fost, cum să spun, așa de mare lume a fost și fiecare dată vin eu pe scena Brașovului, mă amintesc de acest mare, fostă mare numere printre mondiale. Care este programul acestei stagiuni, doamna Grancea? Programul acestei stagiuni este unul complex, unul bogat. Surprize muzicale oferite cu mare drag publicului brașovean și nu numai, iubitorilor de muzică clasică. În acest sens, toate concertele și recitalurile stagiunii 2017-2018 vor fi realizate sub egida acestei manifestări jubiliare. Da, stagiunea 140. Putem să vorbim, apropo de ce spunea domnul Daisuke Soga, de mari nume celebre care au trecut pe scena Filarmonicii Brașovene, fie că a arătat așa sau fie că a fost la vremea respectivă, cum era la vremea respectivă, da, mărturie stau toate documentele pe care le avem în arhivă, toate înregistrările, fonoteca pe care o are Filarmonica Brașov este una de excepție, discurile acelea de vinil primite, primite în dar, donate, dacă vreți, de mari nume ale muzicii clasice simfonice. Stagiunea se deschide așadar în data de 28 septembrie. Da, 28 septembrie este data care marchează începutul acestei stagiuni. Cu ce concert se deschide stagiunea? Ce ne puteți spune? Da, un program muzical de excepție, un program întâlnit pe marile scene ale filarmonicilor din lume, Ludwig van Beethoven, concertul numărul 5 Imperialul și Sinfonia a IX-a. Cu o distribuție de excepție, pe lângă domnul dirijor Daisuke Soga, care va marca, iată, acest început al stagiunii la pupitrul dirijoral, avem solist invitat la pian, solist pianist, pe domnul Eduard Kunz, unul dintre primii 10 tineri pianiști ai lumii. Recunoscut chiar de specialiștii BBC, un om care a concertat cu marile filarmonici din lume. Avem așadar la Brașov oameni de elită în acest domeniu. Iată, domnule dirijor, un moment important pentru dumneavoastră. Cum e să dirijați la Filarmonica Brașov? Adică ne colaborăm de aproape acum 30 și ceva de ani și deja fiecare dată când vin în Brașov mă simt că ca acasă și cunoaștem instrumentiști de mai mult vremuri și nu este prima dată să deschid stagiunea cu mine, cu Filarmonica. Ne colaborăm des de bine, ne înțelegem, ne ludem și o să fie un concert frumos cu Aș fi vrut să completez domnul Daisuke Soga de fiecare dată când apare transmite ceva deosebit, iubește România și se vede asta prin ceea ce face și prin faptul că este de ceva vreme aici în țara noastră, cumva e ca o țară adoptivă.
oarecum publicul îl iubește, iar atunci când se știe că vine Daisuke, e un concert reușit. Și iar sala este plină. Sala este plină. Apropo de acest lucru, deja avem un concert cu casa închisă, cum se spune. Și vreau să mai spun despre respectul pe care îl are domnul dirijor față de publicul brașovian. La unul din concertele care au închis stagiunea trecută, a purtat, și programul era de asemenea manieră, dar a venit îmbrăcat în ie, cu chimir. Ceea ce a arătat că are acest respect față de public și față de noi, ca patrie, ceea ce înseamnă valorile noastre. Cum a fost să purtați ia românească? Adică, cum să spun, a fost prea card ca să dirizez cu ea, da, și cu frac, și așa am cumpărat niște ie, da, special. Haideți să urmărim câteva secvențe cu dumneavoastră și revenim imediat. Da. Momente unice. Vreau să vă întreb însă, cum a fost acel moment în care ați luat prima dată contact cu România, în 1990, dacă nu mă înșel? Nu este de prima dată contact cu mine în România, este 1990, este înainte de Revoluție. În 1987 am ajuns în România pentru studiu. Fost conservatorul Ciprian Părumescu din București ca să studiez contrabas, adică Universitatea de Muzică Actuală. Și bineînțeles că, cum să spun, cum a fost înainte de Revoluție, cum am trăit în Japonia, este o diferență mare. Dar așa, ca niște tânăr, a fost interesant, o viață așa de diferită în față de Japonia și în România. Cum a fost atunci? Și așa că ocazia de interviu așa cu niște jurnaliști de generația tineri, încep să vorbesc despre cum a fost revoluția, după cum a fost cu
cum se povestește viața, cum a fost înainte de revoluție, acest niște geanești de tânăr m-a uitat pe mine și m-a brochează cum povestesc eu. Așa de mare diferență a fost darul. De atunci s-a schimbat și mult, bineînțeles, spre ziua de astăzi. Dar primul a fost primul contact, a fost șocant pentru mine. Șocant, da. Spuneți. Da. Ce v-a șocat cel mai mult, domnule dirijor? Păi, dacă știți cum a fost înainte, bineînțeles că este controlat, tot este controlat, nimic în televiziunea n-a fost interesant decât emisiile de două ore cu niște reclame politice, nu? Da. Și n-a avut ce să mă joc și așa am concentrat la studiu, bineînțeles, asta a fost prioritatea vieții. Dar din contra, așa cum a fost social, sistemul social, oamenii au fost atât de primitiv și așa de, cum se spune, cardos, așa de bine primit în România, de la prima zi de întâlnire cu, cel puțin cu profesorul meu de contrabas care a fost la universitate, așa de bine am înțeles cu el și așa mai departe. A rămas foarte multe prieteni de atunci, până la ziua de astăzi. Și atât că ați revenit dirijat și la București. Da. Cum este colaborarea cu Japonia? Știu că plecați într-un turneu în Japonia, dacă nu mă înșel, povesteați mai devreme. Așa este. Da. Așa este. Da. Orchestra Simfonică a Filarmonicii va pleca într-un turneu în Japonia luna noiembrie. Da. Un turneu care, cum să zic, stă mărturie calităților pe care le are orchestra, bineînțeles cu domnul Soga, care este un mediator între aceste relații, dacă vreți, culturale, da? Este un promotor al relațiilor culturale între Brașov și Musashino. Știți că există această înfrățire între orașul nostru și orașul Musashino din Tokyo. O colaborare strânsă, o colaborare strânsă care a avut nu doar un efect benefic sau nu a adus beneficii doar din punct de vedere cultural, ci un pic mai departe au transpus aceste beneficii la nivel de sistem social și s-au creat alte legături. Deci filarmonica în sensul ăsta a fost un liant pentru o bună relaționare între aceste două orașe. Ce alte evenimente pregătiți în această stagiune? Păi avem acum cel puțin săptămâna aceasta, joi, vineri și duminică avem un recital, un concert, avem recital Eduard Kunz, imediat, vineri, și după aceea avem în 30 un recital tot așa al Filarmonicii Brașov. Deci pentru cei care ne-au așteptat o vară, noi acum îi așteptăm pe ei cu drag să ne calce pragul, pentru că într-adevăr ne-am pregătit. Luna octombrie, la fel, o lună foarte plină, un program foarte bine conturat și ales cu oameni care au avut un efect extraordinar, deci așa cum spuneam la început, oameni cu renume, soliști, instrumentiști sau vocali, cunoscuți atât în țară cât și în străinătate. Apreciază străinii Filarmonica Brașov? Ce ne puteți spune, domnule dirijor, din prietenii dumneavoastră? Pentru că, cum să spun, toate străinii care au fost pe scenă brașovene au fost iubite de Filarmonica și mai ales orașul Brașov. Da. Cum vi se pare dumneavoastră publicul brașovean? Pentru mine, cum să spun, deja este, pot să spun, o ușinință sau știu eu, este foarte primitor și foarte bine primit pe mine și fiecare dată mă aplauză pe mine cu sinceritate, cum să zic, așa, da. Cardul public nu există nicăieri pentru mine. Ca la Brașov? Ca la Brașov, da. Un public de toate vârstele, am putea să spunem, și tineri și oameni în vârstă. Da. Cum este publicul, doamna Grancea? Da, este un public de toate vârstele. Acum este adevărat. Tinerii încă nu gustă cu aceeași plăcere sau cu aceeași înțelepciune, dacă pot să spun, această categorie de muzică. Dar au început să vină, pentru că face parte deja din educație și părinții își iau copiii, deja avem
evenimentele de familie, în care joia am familii, deja îi cunosc, în care văd că intră pe ușa, nu intră, calcă pragul filarmonicii însoțiți. Câte doi, trei copilași, chiar vârste foarte fragede. Noi le spunem, este foarte bine cu condiția să păstreze liniștea dacă vă asumați, că totuși ești la un concert. Acum, e frumos că vin, încercăm să nu deranjăm pe cei care vin să se bucure și să se relaxeze, pentru că atunci când ești în sală, ești într-o altă stare, ești transpus. Reușita unui concert este nu de neapărat dacă a cântat nota foarte bine sau dacă a interpretat extraordinar, ci de ceea ce a reușit să simtă omul atunci când a fost în sala de concerte. Iar orchestra simfonică reușește să transmită, bineînțeles, este o stare de concentrare, de plenitudine, până la urmă, în această măiestrie, dăruire, că este vorba despre dăruire până la urmă, și publicul se simte extraordinar. Da, publicul este variat, să revin la întrebarea dumneavoastră. Avem deja oameni care și-au făcut abonamente. Am avut o vară, fac o paranteză, dacă îmi permiteți, în care am avut concertele estivale. Ele au avut ca scop arătarea unei alte fețe a filarmonicii. Filarmonica nu are în program doar muzica cea grea, care nu este accesibilă tuturor. Și în felul acesta, descoperind, ei capătă așa o dragoste față de muzică, o prietenie, dacă vreți. Prietenie pe care noi o consolidăm după aceea și sperăm să-i avem și în sală. Pentru că ne țin minte de acolo, au valsat alături de noi, au ascultat dansurile populare românești de inspirație folclorică, nu? Culese de Bartok, și a fost o paralelă între Bartok, Enescu, sub egida festivalului Enescu. Sunt oameni care au zis, dar nu știam că filarmonica cântă așa de frumos. Sperăm să-i avem acum în sală. Iată că trebuie să educăm până la urmă publicul. Da, da, da. Domnule dirijor, în Japonia merg tinerii la operă, la filarmonică. Ce ne puteți spune? Cum este educația aceasta muzicală? Ultimele 20 de ani, un pic mentalitatea generației tineri sunt schimbate în plan mondial. Și avem un comparație cu înainte, număr de tinerii public este un pic mai puțin în față de acum 23 ani, să spun eu. Și eu, pentru că există foarte multe feluri de muzică printre lume și lumea începe să gândească că muzica clasică este un pic preistorie. Dar de fapt nu este așa și trebuie să facem promovare, nu pot să spun că este educație, dar promovare aceste muzici frumoase, muzici clasice, care este categorie specială. Așa zic eu. Mai există totuși spectacole la care sările, eu știu, sunt goale sau aproape goale, doamna Grancea? Din câte știu sau de când am venit, eu n-am prea văzut să fie sala goală la concerte. Atunci când vorbim de recital, desigur, oamenii nu dau aceeași importanță recitalului precum dau concertului. De aceea recitalurile sunt făcute de obicei să țin în sala mică, pentru că recital înseamnă este o muzică de cameră, o altă prestație. Dar nu, oamenii au început să vină. Sala deja, cel puțin la închiderea stagiunii, ultimele concerte, ultimele 3-4, au fost cu sold out. Deci, Iată. Oamenii încep să vină. Oamenii încep să vină. Au nevoie de acest timp pentru ei. Iar filarmonica oferă așa o posibilitate sau această activitate culturală, că poate nu doar filarmonica, dar îți oferă timpul acela în care ești tu cu tine, cu sufletul tău, cu ceea ce ți aduce bucurie, dacă, bineînțeles, iubești, așa cum spunea domnul Daisuke, această categorie de muzică, care nu este întotdeauna una ușoară, dar, în schimb, aduce o recompensă extraordinară. Liniștește. Liniștește și îți bucură sufletul, dincolo de aparențele pe care le avem, pentru că e vorba despre o trăire interioară a ta. Așa este. Dar despre bugetul filarmonicii, ce ne puteți spune? Am ajuns la săli pline, săli goale, sold out-uri. Da, bugetul filarmonicii este un bugetul echilibrat, cel care trebuie să fie. Normal, este un buget, bugetul se face de obicei înainte de stagiune, este deja făcut, conform programului, conform artiștilor, conform nevoilor filarmonicii, pentru
că bugetul vine pe o nevoie a ta, o nevoie care este reală. Sigur că da, atunci când vorbim de bani, știm că întotdeauna se poate și mai bine. Ca și mentalitate, noi, în general românii, nu vorbesc doar despre Brașov acum, am fost obișnuiți să ne descurcăm cu ce avem. Dar o linie trasă în buget sau o limită a bugetului de multe ori nu neapărat inhibă, pentru că creativitatea și viziunea tu o ai, dar te forțează să te încadrezi într-o anumită zonă, în anumiți parametri, care da, în instituțiile de cultură sunt date de buget. Pentru că nouă ne place și ceea ce vedem la alte instituții de stat, de cultură, în care au concerte extraordinare, lumini, scene, costume, ținute, da, dar să nu uităm că în spate există un alt plan bugetar. Totul costă. Și dacă totuși acest buget ar fi nelimitat, cum ar arăta concertul ideal sau stagiunea ideală, eu știu? Da, grea întrebare. Din partea colaboratorului ca eu, avem destul de multe lăbdare în fața de cum trebuie să ieși. Și am foarte multe relații cu foarte buni instrumenti printorii lumii, dar n-am cum să aduc aceste oameni cerebul printre lumii, din cauza bugetul este limitat. Dar exact. ar mări un pic măcar în față, se poate să apară niște nume printre lumii pe scenă brașovene, dar din păcate la ora actuală banii nu avem. Limitează, da. Practic bugetul limitează. Mm-hmm. În Japonia care e situația? În Japonia este situația cam nasoară. În față de, cum să spun, suma este un pic diferit, este foarte majoră, dar se compară cu nivelul de 3 în Japonia, cam noi stăm cam modestă ca instrumentist de orchestră. Modest, am înțeles. Domnule dirijor, care este cel mai frumos compliment pe care l-ați primit dumneavoastră aici la Brașov? Cetățenia nouă, nu are? Da. Dar ca și compliment din partea publicului? Eu nu așa, cum să spun... Aplauze. Aplauze este cel mai important pentru mine. Da. Bineînțeles că nu pot să discut cu fiecare public niște cuvinte. Bineînțeles. Da. Și sunteți, într-adevăr, și cetățean de onoare al municipiului Brașov. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Adică, cum să spun, am iubit Brașov, de asemenea, cum să spun, orașul meu din Tokyo, Musashino, sunt. Și m-am bucur foarte mult de începând de acum 25 de ani. Această relație a fost inițiat și s-a înflorit încet în ultimele 25 de ani. Ce proiecte mai are Filarmonica Brașov, doamna Grancea? Deocamdată, proiectul imediat următor este acest turneu pentru care mulțumim autorităților, pentru că s-au implicat și, într-adevăr, ne oferă sprijinul de care avem nevoie. Suntem instituții de cultură care avem nevoie de susținere. Nu doar noi, repet, Filarmonica, Opera, Teatrul, toate aceste instituții. În general, cultura se bazează și funcționează pe acest sprijin al autorităților, indiferent din ce zonă vine. Dar proiectele sunt frumoase. Concertele educative, unul din proiecte, dacă ar fi să vorbim despre proiectele strict locale ale noastre. Apoi, v-am spus și aș vrea să accentuez cumva că tot ce se va întâmpla în acest an la Filarmonică, ca să nu mai spunem de anul viitor, luna mai, în care pe 6 mai Filarmonica va împlini exact 140 de ani. Atunci concertul va fi într-o zi de duminică, pentru că așa cade ziua de 6 mai. Iar noi, conducerea așa a hotărât, o să facem concertul în acea zi pentru ca să marcăm exact existența ei. Și toată luna va marca și se va desfășura sub un auspiciul acestei stagiuni cu numărul 140. Așa este, o istorie frumoasă și bogată. Și apropo de bani și de buget, cultura nu este făcută să aducă profit, ci să educe, spunea la un moment dat un director al Filarmonicii.
Păi da, pentru că nu aduce profit, dar aduce un profit moral unei societăți. Ea nu ți oferă o recompensă financiară, dar ți oferă o recompensă de imagine, pentru că tu atunci când ai o imagine bună, prin care sunt cărțile de vizită ale unei societăți, ale unui oraș, nu? Instituții de cultură, școli și așa mai departe. Deci instituțiile în care masa îi funcționează, se simte bine și acolo îi regăsește. Se vorbește despre colectivitate. Și atunci, sigur că da, aduce un beneficiu unei comunități prin prisma a ceea ce face. De aceea nu poate să ducă un beneficiu financiar. Dar îți aduce capital. Numai de spectatori sunt foarte limitat ca să fie așa concert. Este. Plus, nu putem să facem open air toate concertele ca să avem beneficii. Și de, da. Așa este. Plus da. Că îți aduce un capital de imagine. Deci Brașovul văzut altfel dincolo de Brașov, dincolo de fotografii. Pentru că oamenii iau cunoștință cu emoțiile pe care, repet, publicul le are. Sau dumneavoastră, de exemplu, veniți la un concert, nu? Nu plecați cu o sumă de bani, dar plecați cu ceea ce ați simțit la concert și atunci în acest sens, dacă ne sunteți mulțumită... Ne îmbogățim din punct de vedere cultural până la urmă. Exact. Mergeți și spuneți mai departe, a fost așa de frumos și m-am simțit așa de bine. N-ați plecat cu bani, dar ați plecat fericită. Așa este. Domnule dirijor, în ce constă puterea unei mari orchestre și a unui mare dirijor? De exemplu, să vă întreb, știți de ce putere are sonorul orchestrei? Adică cum se sună, dacă vorbim pe vat, câte vat sunt? A, de vați? Nu știți? Cam de 90 de vat. Nu este foarte mare sonor, volum, să spun eu. Dar ce orchestra împreună acesta mare de muzicieni se vibrează aer cu suflet. O stare persoană de aceeași motiv sub marele, cum se spune, autorul, cum este Beethoven, se vibrează aerul împreună. Tocmai de aceea se vibrează și sufletul omului. Înțelegeți? Acest sens. Nu este în regie mare care cum se spune, muzica de rock sau asta fel. Acesta, cum se spune, sufletul, 70-90 de watt are așa de mare putere ca să vibrează sufletul omului. Vibrează sufletul, așa este. Am ajuns la final, din păcate. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumesc. Mare drag, mulțumim noi. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. O seară excelentă vă doresc. La revedere!